Traian Rotariu a plecat pe data de 21 iunie de acasă și nu s-a mai întors. Acesta are 56 de ani și este domiciliat în Comuna Trușești. Familia bărbatului a așteptat câteva zile în speranța că va reveni, însă, văzând că nu este nici urmă de el, au apelat la ajutorul polițiștilor. Cetățenii care dețin informații cu privire la această persoană sunt rugați să apeleze 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție. Bărbatul are 1,75 metri înălțime, ochi căprui, este tuns chel și poartă mustață. În momentul când a părăsit domiciliul, acesta purta un tricou negru, pantaloni scurți de culoare alb cu negru, iar în picioare avea adidas negri.